Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului bursier Investește la bursă.ro, videoblog unde vorbim despre ce înseamnă să investești la bursă din perspectiva unui simplu investitor, așa cum sunt eu și așa cum probabil sunteți și voi cei care mă urmăriți. Numele meu este Rareș Mihailă, iar episoadele pe care le realizez săptămânal aici pe videoblog sunt dedicate atât persoanelor care iau acum primul contact cu domeniul investițiilor la bursă, dar și persoanelor cu mai multă experiență care caută analize și noi oportunități de investiții. Așadar, dacă ați descoperit tocmai acum canalul de YouTube și sunteți interesați de domeniul investițiilor la bursă, vă puteți abona cu încredere. După aproape 2 ani de materiale aici pe videoblog, un lucru a rămas nediscutat și anume motoul proiectului Investește la bursă.ro, gândește ca un investitor. În acest episod mi-am propus să vă detaliez ce înseamnă pentru mine să gândesc ca un investitor. Dar sunt curios și de opiniile voastre, aștept comentariile voastre, ce înseamnă pentru voi să gândiți ca un investitor. Marea majoritate a românilor sau majoritatea persoanelor gândesc pe termen foarte scurt, își doresc să se îmbogățească rapid, mâine dacă se poate, peste noapte dacă se poate, dar în același timp își doresc să nu pună la bătaie niciun leu. Sau dacă chiar e să investească o sumă de bani, doresc să investească maxim 10 lei, 100 de lei, dar acești bani să se multiplice de N ori și să le aducă câștiguri fabuloase. Din păcate, schemele care ar putea să îmbogățească sunt de fapt gândite nu să îmbogățească pe ei, ci sunt gândite pentru a îmbogăți pe alții. Toate aceste persoane care cad pradă acestor scheme de îmbogățire rapidă nu cunosc însă legea fundamentală a investițiilor, și anume un randament ridicat vine automat cu un risc foarte ridicat. Un randament mai mic vine automat cu riscuri mai mici. Și dacă ar fi să dau un exemplu foarte popular și un exemplu cunoscut, ar fi jocul la loto, unde te expui cu o sumă foarte mică de bani, 10-15 lei cât e un bilet la loto. Investind această sumă poți câștiga o sumă foarte mare de bani, dar în același timp există un risc foarte ridicat ca să-ți pierzi toți banii. Motoul gândește ca un investitor mi-a fost dat, sau ideea motoului mi-a fost dată de un prieten cu care am purtat o discuție la o bere și îmi spunea că și-a găsit un job la Cluj și urmează să se mute la Cluj. El avea un apartament aici în Târgu Mureș, cumpărat, mobilat, utilat, foarte frumos, dar odată cu mutarea lui la Cluj, apartamentul a rămas gol și i-am propus atunci de ce nu-l dai în chirie și cu banii care îi câștigi din chiria apartamentului din Târgu Mureș îți acoperi chiria unde vei sta în Cluj. Ideea i s-a părut un pic deplasată, deoarece nu era dispus să-și lase apartamentul cu toate lucrurile la dispoziția altei persoane. Și mi-a spus, a bine mă, Rareș, dar tu gândești ca un investitor, eu nu pot face așa ceva. Și atunci când mi-a spus asta că gândesc ca un investitor, mi-am gândit că ar fi un motto foarte bun pentru proiectul Investește la bursă.ro și iată că îl folosesc de mai bine de 2 ani. Pentru mine, gândește ca un investitor înseamnă să gândesc pe termen lung. Îmi place să fac diverse planificări la început de an, să-mi planific în ce instrumente investesc, în ce proiecte îmi voi concentra toată atenția și periodic revizuiesc aceste planuri și încerc să mă țin de ele până la final de an, unde fac o recapitulare și văd ce am făcut bine, ce am făcut rău și unde pot îmbunătăți. Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac investitorii începători este că se aventurează și investesc în instrumente pe care nu le înțeleg. Atunci când am început să investesc la bursă în 2015, mi-am dedicat, cred că mai bine de 6 luni, pentru a înțelege mecanismul investițiilor la bursă. Am studiat analiza graficilor, deoarece îmi plăcea foarte mult această parte. În continuare sunt îndrăgostit de aceste grafice și îmi place să le studiez, dar mi-am dat seama ulterior că nu tot secretul este acolo.
Și acum am început să mă axez mai mult pe partea fundamentală, să înțeleg cum se analizează rezultatele financiare ale companiilor. Dar mi-am dedicat foarte mult timp, mai bine de 6 luni, ca să înțeleg cum se analizează companiile, cum reușesc mari investitori să descopere oportunități de investiții și doar după aceea mi-am deschis un cont de tranzacționare, dar și acel cont a fost un cont demo pentru început, pentru a înțelege cum folosesc platforma de tranzacționare pusă la dispoziția mea de broker. Mulți investitori nu au răbdare să studieze aceste instrumente, nu înțeleg ce anume influențează prețul unei acțiuni sau prețul unui CFD sau cum funcționează CFD-urile, ETF-urile, criptomonedele. Nu înțeleg toate aceste lucruri, dar vor să câștige mulți bani și se aventurează investind o sumă poate prea mare de bani și ulterior își dau seama că au intrat în cel mai prost moment și au ajuns să piardă bani. Fiecare instrument financiar are o anumită poveste. Fiecare instrument financiar vine cu un prospect de emisiune care poate fi studiat și fiecare instrument are anumiți factori care influențează evoluția prețului. Am stat multă vreme deoparte de SIF-uri și fondul proprietatea pentru că nu le-am înțeles. Nu înțelegeam ce anume trebuie studiat la aceste companii și până nu mi-am dedicat aproape mai bine de o săptămână ca să studiez toate aceste companii și să văd care ar fi factorii care ar trebui analizați pentru aceste companii, nu am investit. De-abia atunci când am făcut un video live în care v-am povestit cum se analizează SIF-urile și fondul proprietatea, în caz că n-ați văzut acel video, voi pune aici un link către acel video. De-abia după ce am studiat pentru acel video toate aceste companii, mi-am făcut curaj și am cumpărat acțiunile fondului proprietatea. În schimb, nu am înțeles încă și nici nu mi-am dedicat timp să înțeleg criptomonedele. Nu am investit și nici nu plănuiesc în următoarea perioadă să investesc în aceste instrumente, deoarece nu le înțeleg. Dacă e cineva care poate să-mi explice cum funcționează aceste instrumente, chiar mi-ar face plăcere să discut cu el și probabil voi face un video dacă mă va contacta și dorește să apară în videoblogul investește-la-bursa.ro. Deocamdată nu le-am înțeles. Chiar dacă anul trecut erau foarte mult pe val și toată lumea vorbea despre investiții în criptomonede, eu am stat deoparte deoarece mi-am propus să nu investesc în ceea ce nu înțeleg. Am încercat pentru o perioadă de scurtă de timp să speculez pe piața Forex, mi-am dedicat câteva zile sau chiar mai bine de o lună în care am studiat piața Forex, diverse strategii. Am studiat diversi indicatori economici sau raportări economice care ar fi influențat evoluția diverselor perechi valutare, însă strategia sau studiul acesta s-a dovedit a fi insuficient, deoarece nu am avut rezultate bune și am decis să stau deoparte până când voi avea suficient de mult timp ca să studiez această piață și să o înțeleg, să înțeleg factorii care ar trebui să iau în considerare atunci când investesc pe aceste perechi valutare. Așadar, vă încurajez și pe voi să studiați foarte bine instrumentele financiare în care investiți. Nu vă grăbiți să investiți bani reali până când nu sunteți convinși că ați înțeles toate principiile, toți factorii care influențează evoluția prețului acelui instrument. După cum probabil ați observat, eu am rămas fidel companiilor listate la Bursa de Valori București, companii solide, companii cu rate de îndatorare mică, cu politică de dividend stabilă. Pe aceste companii le înțeleg, cu ele am reușit să obțin rezultate bunicele, nu extraordinare, dar bunicele și deocamdată rămân fidel acestor companii până când voi apuca să înțeleg și să îmi permită timpul să studiez și alte instrumente pe care să le includ în portofoliu. Un alt element care cred că face parte din gândirea unui investitor este strategia de investiții. Cred că cu toții ar fi bine să avem
o strategie de investiții bazată pe diverse criterii, fie că ele sunt de natură fundamentală, randamentul dividendului, dobândă la depozite bancare, rată de îndatorare sau marja profitului net, fie că e vorba de criterii de analiză tehnică, atunci când analizăm diverse grafice și încercăm să intuim cam care ar fi punctul la care să marcăm profitul sau care ar fi cel mai bun preț pentru a cumpăra acțiunile. Toate aceste elemente ar trebui compuse într-o strategie de investiții și ar trebui să le verificăm pe fiecare înainte de a realiza o anumită investiție. Un alt element care cred că ajută în menținerea unei strategii de investiții este un jurnal de investiții care am putea să îl compunem fiecare sau îl puteți găsi pe site-ul investește-la-bursa.ro, la secțiunea Jurnalul Investitorului. Este un jurnal care l-am compus special pentru investitorii la Bursa de Valori București. Totodată un element cheie în gândirea unui investitor este detașarea emoțională de investițiile făcute. Nu te lăsa pradă emoțiilor. Warren Buffett spunea la un moment dat, buy when there's blood on the street, even if that blood is yours. Dacă sunteți investitor, probabil ați întâlnit și voi deja raliuri ascendente foarte accelerate, cum a fost raliul de la începutul anului 2018, dar și perioade în care bursa s-a corectat masiv și am zis cu toții că gata, vine criza, e timpul să vindem, tot oare... Începeam să avem dubii dacă am investit în companiile care trebuie, dacă am făcut cele mai bune alegeri. Am primit și eu zeci de mesaje de la investitori în momente în care bursa a început să se prăbușească și mă întrebau ce să facă, dacă să vând acum când au o pierdere mai mică sau dimpotrivă să cumpere. Am simțit și eu acele emoții la începutul lunii mai sau în noiembrie-decembrie anul trecut, când bursa se prăbușea accelerat, începeam și eu să-mi pun întrebări dacă am făcut cele mai bune alegeri și îmi venea atunci în minte proverbul care sau spusele lui Warren Buffett care spuneau că atunci e cel mai bun moment să cumperi. În acele momente, cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să nu ne lăsăm pradă emoțiilor și să gândim la rece dacă am făcut cele mai bune alegeri din punct de vedere a investițiilor. Putem să ne luăm jurnalul în cazul în care avem un jurnal sau pur și simplu să ne gândim dacă s-a schimbat din punct de vedere fundamental ceva în legătură cu companiile în care ne-am investit banii. Acele companii au probleme financiare? Acea prăbușire a cotațiilor pe acea companie vine din motive fundamentale? S-a schimbat ceva din punct de vedere financiar în cadrul companiei? A anunțat ceva acea companie? Sau, dimpotrivă, nu e absolut nimic, ci e faptul că două sau trei companii mari au raportat rezultate financiare și investitorii s-au panicat și au început să vândă și din acțiunile acelei companii pe care o avem noi în portofoliu. Așadar, ar trebui gândit la rece dacă s-a schimbat din punct de vedere fundamental ceva în cadrul acelor companii și iar dacă dimpotrivă nu s-a schimbat, atunci probabil ar fi un motiv bun de acumulare sau de cumpărare dacă considerăm că acele companii ar putea înregistra rezultate mai bune pe viitor. Un alt lucru pe care vreau să-l punctez tot la această secțiune este faptul că probabil nu vei reuși, de cele mai multe ori nu vei reuși să cumperi la prețul cel mai mic și să vinzi la prețul cel mai mare. De multe ori trebuie să îți asumi să intri la cumpărare în ideea că să gândești pe termen lung și să-ți asumi că probabil nu vei cumpăra la prețul cel mai bun, dar compania respectivă are potențial mare de creștere pe viitor. Și aici vreau să vă povestesc o întâmplare cu un prieten cu care discut de multă vreme și spune că vrea să investească la bursă, vrea să facă pasul acesta către investițiile în acțiuni,
dar de fiecare dată spune că nu e cel mai bun moment acum. Uite ce sus a urcat Banca Transilvania, cu siguranță la un moment dat se va corecta și nu e cel mai bun moment să intre acum, prețurile sunt mult prea sus. Și în tot acest timp, Banca Transilvania a urcat de la 2,20 lei, cât a fost la începutul anului 2018, a urcat până la 2,70 de bani, a distribuit și dividende și în tot acest timp acest prieten a stat pe margine și de fiecare dată când discutam spunea că e prea sus, nu va mai urca mai sus. Uite că a urcat și mai sus și consider că are în continuare potențial de creștere și în tot acest timp acest prieten a ratat nenumărate raliuri, nu doar pe Banca Transilvania, ci și pe alte companii. Acestea ar fi lucrurile cele mai importante pe care le consider eu din gândirea unui investitor. Aștept și părerile voastre să-mi spuneți cum gândiți voi ca un investitor. Citesc toate comentariile, încerc să răspund la toate e-mail-urile, așadar aștept părerile voastre și până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.